Începe ședința. Bună ziua, bine ați venit la ședința ordinară la care a fost invitat și domnul primar. Acum 26.4.2018. Primar, tot să vă supun la vot procesul de prezența. Să vă supun la vot acum procesul de libertate la cei 26.2018. Cea ordinară și cea extraordinară. 19.29. Dacă le-ați citit și vă... Sau votăm pe rând cum vreți. Le-ați citit, amândouă sunt de acord. Sunt discuții pe imaginea procedurilor verbale? Da, la mine nu s-a putut să arată. În momentul în care eu am menționat... La care procedură? La care procedură? La... Al doilea. La 29.3? La 29.3. Da, da, ordinar. Haideți să luăm pe cele două rând. Deci eu am menționat în perioada când... Domnul primar, două secunde, dacă mă... Procesul verbal din data de 19. Dacă l-aș citi, sunteți de acord cu el. Vă rog frumos. Fără de extraordinar. De extraordinar, de 19-a. Procesul verbal din 19-a. Am înțeles. N-am auzit. Cine se abține? Domnul Berușcă. Eu v-am votat în altă. Domnul Șidon. Domnul Șidon. Nu am fost prezent la ședință, așa cum pot să iau. Da, domnul Berușcă și domnul Chitic fac menționa, nu au fost... Eu fac menționa că nu se trece vot și nici și atunci când este primată ședință nu se trece vot ce se discute. Bun. Bun, procesul verbal la data de 29, dacă sunteți de acord votați și dacă sunt discuții după aceea. Ce pentru procesul verbal? Așa, cine se abține? La 29-a-3-a? Domnul Tavar și domnul Presta. Deci, 12 pentru două acțiuni. Da, spune care e programul. Păi, asta spune legea, nu eu. Da? Așa. Deci, eu am menționat la ședință că perioada când s-a fost extindere de apă spre Trihan, eram, nu cu el, nu eram la primărie, iar în momentul în care conform legii 215, când primarul lipsește, viceprimarul îi preia atribuțiunile. Deci, abia s-a fost anunțat. Și nu a fost consemnat în procesul verbal. Asta presupune că și ceilalți consilieri că au auzit așa ceva și se... Păi au auzit. Bineînțeles că l-am auzit. Cum? Dar doar s-au auzit. Este nu. Asta nu se spune legea ca să nu intru peste auzire. Nu, 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 dacă asta s-a auzit, doar nu trebuie. Având în vedere că era viceprimar în perioada aia. Păi da, și că da, dar am spus-o că dăm citire convocatorului. Avem avizele favorabile, avem avizele favorabile. Dar vreau să rămânem cu atâtiva momente la procesele verbale de ședință, de la ședințele luase din Consiliul Local. Și aș vrea să vă informez și aș ruga să fiți de acord cu mine, să începem cu ședința, să nu mai folosim de portofonul. Avem doi oameni din primăria Măgura, secretarul Comunei Măgura și cu doamna Dăscălescu, care își pierd, să zic așa, jumătate din lună, făcând procesul verbal de ședință. Nu mi se pare corect că un proces verbal de ședință la ședințele Comunii Măgura să aibă 23 de pagini, sau 18, sau 15 pagini. Da. Și a să vă dau, tot de pe internet, de pe ce se găsește în spațiu online, cam cât durează o ședință, de exemplu, la comuna noastră vecină, lui Zică Lugără, da? Ședința de 23.03.2018, 51 de minute, filmată de dumnealor. De 31.05.2017, am luat așa, aleatoriu, ce-am găsit pe acolo? 51 de minute. În 29.11.2018, 1 oră și 43 de minute. În 28.04.2017, 31 de minute și 21 secunde. Oameni buni. Oameni buni. Oamenii ăștia trebuie să mai facă și altceva. Secretarul Comunii are o grămadă de probleme și serioase pe care trebuie să le facă. Adrese cu toate instituțiile statului. Contrasemnează de legalitate. Tot ceea ce presupune legalitate în primăria Comunii Măgura trece prin mâna dumneavoastră. Dacă dumneavoastră aveți pretenția ca dumneavoastră să stea să bată efectiv 20 de pagini la calculator, jumătate de lună, două săptămâni, eu cred că este și inuman, una. Și a doua, suntem unicat în, cred că, județul Bacău, poate și în alte localități, numai județul Bacău. Eu nu cred că oamenii ăștia au statul de grefieră.
Deci secretarul Comunului Măgura, care este liderează sintetic. Domnul Talal a spus cu tare, domnul Grânz a spus cu tare, domnul Trăistaru a spus cu tare. Acum aveți cuvânt cu cuvânt, domnule, și cu nuanțe, și cu virgule, își pare. Mi se pare inuman odată. Și nici nu știu dacă are vreun caracter constructiv toată treaba asta. Duce-mi undeva. Avem filmările de la EuroTV, cine dorește să pună la dispoziție. Eu nu mai nu pot, că văd aici, găsesc secretarul veșnic, stând cu reportofonul deschis și bătând procesii verbale și ședințe. Poți să-mi răspund? Dar nu v-am întrebat pe asta, am anunțat-o pe toată lumea. Vă informat. Dacă ai informat. Dacă vreți. Dați voi, vă rog? Da. Deci, este foarte adevărat, să spune domnul primar, numai că lui zică Lugara și Mircea și-au rezolvat problemele cu asfaltul, cu apa, cu toate problemele și au niște probleme mici, adică să le discutăm. Mi se pare așa că să-ți bagi pumnul în gură când nu mai scrie acolo. Domnul Talal, probabil sunt mai cooperativ. V-am ascultat, nu v-am crezut. Vă rog să-mi haideți, vă ascult. Dar nu ne țineți toată ziua. Dar nu vă țin, că de asta se trebuie. Dacă vă grăbiți, puteți pleca, că mai facem și de sfatul noastră. Nu, lăsați, prezența mea este obligatorie. Așa am să vă doresc, că dați trebuie să vă spuneți asta. Vă rog, țin respect. Haideți, nu mai tăvăresc cu noi dușul ăsta. Dacă nu suntem chiar proști în statul aici, nu-i posibil ăsta. Așa, nu știu cu ședința, nu știu cu ședința de Panala. Vă rog, frumos. Dacă vrei să nu mai folosim microfonul, vă rog să creați un contract cu un post TV care să vină la toate ședințele. Dumnealor, vin o singură dată. Noi facem și ordinară, și extraordinară, și tendată, și de două ori, nu știu care. Deci, iar lumea trebuie să știe ce sunt aici. Uitați-vă, domnul acum au venit. Deci nu mi se pare normal. Vom analiza și, asta, și situația asta, vom comunica cu dumneavoastră, să vedem în ce măsură să pot prezenta. Chiar nu pot. Îi schingiuiesc pe oameni ăștia aici. Nu, dar nu pot efecte să umbreze. Trebuie căutate, dați-mi vreți să vă spun și eu. Vă rog. Trebuie căutate. Eu am fost primul consilier în două mandate. Vă spun sincer. Procesele verbale din cele două mandate din aici erau râs puțin, doar nu era consemnat deloc. Nu reieșea deloc din propoziție ce a fost sau ce era consemnat secretar. Punctul de vedere era cu consilierul. Dacă vă arăt ce scria doamna secretarul din vremea aia, cu procesul verbal poți argumenta după aceea ce punctul de vedere care ai ținut. Bun. Că nu poți să spui. Vom conveni cu dumneavoastră și vine la fiecare și să-ți filmeze atunci. Asta e una. Nu știu dacă este o înregistrare oficială. Aia trebuie să rămână sigur, undeva. Sigur, de cu dumneavoastră. Trebuie să rămână undeva arhivată, trebuie să simți o avem acest verbal. Domnule, că fiecare mână cu dumneavoastră se duce CD-ul. Procesul verbal este un act oficial care rămâne la dispoziția oricărui cetățean. Da, dar este sintetic. Adică nu reflectă, nu poate fi să scrie. Din procesele verbale dinainte, nu reieșea deloc cu vederea consilierului. Și ca să poți să aduci argumente, când contrazici pe cineva și poți să-i spui, doamne, eu în ședință am susținut asta, și ceilalți spune, doamne, că nu am nicio părere de eu, poate am o părere și un punct de vedere competent la momentul respectiv, nu reieșea deloc. Eu am avut un punct de vedere care putea să schimbi situația la moment. Eu sunt de acord cu reportofonul și cu toate astea. Dacă doamna secretar, sunt de acord cu doamna secretar, e ocupată, foarte ocupată, nu are timp să facă chestia asta. Trebuie găsit altă soluție. Căutăm o firmă, cineva care să ne pună în expoziție un transcript a tuturor discuțiilor care sunt în proședință. Că așa e normal și așa e corect. Trebuie să știi tot ce s-a vorbit într-o ședință și trebuie să fii pus la discuția cetățeanului ca să vadă pe cine a votat și cum a votat. Domnul Rău, la discuția cetățeanului sunt filmări, deci o să vină dumnealor să filmă. O să sunt tot timpul puse pe individul. Nu e un oficial, dar nici secretarul nu poate scrie la mână ce spui dumneavoastră. Nu înțeleg, doamne, nu poate soluție. Eu sunt de acord că la secretarul să nu mai facă chestia asta. Eu sunt de acord, ce-o problemă. Spune-ți, domnul Vasile. Domnul președinte, sunt două aspecte. Noi sunt președinții comisiei, în care acolo cred că se pot lămuri fiecare. Se disecat fiecare problemă sau fiecare de lucruri. Dar cine răspunde în ședință în comisie, dacă ăsta, cine a inițiat... Dar dumneavoastră nu aveți, nu, ce se vă face, ședințele din comisie,
Ședințele de comisii poate da, îți poate conferi dacă poți vota sau nu. Acum, acolo îl ghiseci. Și al doilea aspect, ar trebui respectat regulamentul ăla, dar Consiliul Local, care nu de fiecare consilier, are dreptul de o intervenție de fiecare proiect de hotărâre. Dar așa, așa atunci, asta e ședință de lucru, nu e o ședință în care te poți manifesta și să poți face dialog între consilieri sau cu președinte de ședință sau cu domnul primar, mai ales că nu... Și să ai pretenția să fii și consemnat din procesul meu corect, din punctul meu de vedere. Deci sunt, sunt pasaje întregi din înregistrare care nu pot fi consemnate, nu se înțelege nimic. Nu e normal. Și noi să stăm la niște ședință. Da, domnule, hai ca să mergem pe partea legală și a legii. Deci, Consiliul Local este legislativ și Consiliul Local cu președintele lui își decide ce face în Consiliul Local. Primarul are atribuțiunile lui, fiind inițiator de proiecte, în caz de sunt probleme, trebuie ca să aducă argumentele la întrebările Consiliului Local. Nici de cum nu poate interveni oricând și în orice formă. Nu este sub conducerea primarului Consiliul Local. Și am încheiat. Deci, să ia cuvântul, primarul consemnează, la urmă dă răspuns fiecare. De asta se tergiversează și se dezvoltă foarte mult aceste ședințe și stăm ori în jur. Deci, noi hotărâm, nu altceva. Ce e ședința, că iarăși... Iarăși, hai să începem, iarăși. Da, fi teleconvocator. Nu ți invitație la dumneavoastră. Da. Invitație, hai ca să invitați. Dacă suntem la invitație, prezenți în sală, ar ruga că să-ți pună numele fiecare, dacă se poate, ca să pună numele. Deci, cum știți, în hârtia Consiliului Local, așa suntem patru persoane care am făcut o adresă către Consiliul Local și Primăria Municipiului Comunită Vasile. Mă numesc Bușniță Vasile, e unul. Cimpoieșu Ioan. Marcu Ioan. Bendea Natalia. Cum trebuie să vă ridicați, doamnă? Marcu Ioan. Da. Scuza la Bendea. Bendea Natalia. Bendea. 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 Domnul Cavalerul. Da. Evidi Cavalerul. Și Dumitru. Nu, Cavalerul e Dumitru. Domnul Lungu. Domnul Mares. Domnul Mares și cu domnul... Marcel Cărin. Sigur, sigur. Colegul de spate. Trebuie la valitrajul 50 minute, domnul Cavalerul. Poftim. Dragi invitați, din păcate, astăzi am venit din respect pentru cetățenii acestei comune, pentru că avem un proiect foarte important pe ordinea de zi. E proiectul de delegare a apei și canalizării. Am încă două ședințe la care trebuie să ajung astăzi la Gala Tinerilor
antreprenori, unde îți și nominalizat și la încă o întâlnire cu președintele României. Și, din păcate, nu o să pot să stau la ședința astăzi. Însă, aș vrea să vă rog să pot să-mi exprim votul înainte de a începe și să mă scuzați că va trebui să mă retrag astăzi. Domnul Consiliu, hai să începem ședința. Pune primul proiect să fie ăsta cu delegarea de apă și poate votați ca să fie votul. Da. Sunteți de acord că dați da. Cinică? Da? Hai să începem ședința. Cât sunt? Majoritatea pentru cererea cu punctul câte? Da. Punctul 4. Punctul 4 și cam punctul 6. Punctul 6. Punctul 6. 6, da. Haideți și cei convocatorul înainte. Hai, punctul 4. Puneți ordinea de zi primă. Citiți convocatorul. Mai știți ordinarea Consiliului Măgurea de data 26 a faza 2018, care va avea loc asemenea primării în zile sub acolo. Următoarea ordine de zi. Numărul 1. Proiect de hotărâre privind aprobarea modificării articolului din capitolul 2 obiectul contractului al contractului concesiune numărul 1742 din 17-7-2001. Inițiator primar Clos Așelaie. Numărul 2. Proiect de hotărâre privind aprobarea modificării capitolului 1 din părțile contractate din contractul de concesionare numărul 67-23-2004. Inițiator primar Clos Așelaie. Numărul 3. Proiectul de privind alegerea președintelui ședință pentru perioada mai-iulie 2018. Inițiator primar Costa Șerdachie. Numărul 4. Proiectul de hotărâre privind aprobarea regulamentului privind implementarea și eliberarea formatului unic al modelului de carte de estimație de parcare pentru persoanele cu handicap. Inițiator primar Costa Șerdachie. Numărul 5. Proiect de hotărâre privind aprobarea contribuției la finanțarea costurilor anuale de întreținere a persoanelor cu handicap. De 2018. Inițiator primar Costa Șerdachie. Proiectul numărul 6. Proiect de hotărâre privind delegarea serviciului de alimentare cu apă și canalizare către operatorul regional, SICE Compania Regională de Apă Bacăresa, și aprobarea listei bunelor aferente sistemului de alimentare cu apă și canalizare, care vor fi concesionate prin contractul de legare a chestiunii serviciului de alimentare cu apă și canalizare. Inițiator primar Costa Șerdachie. Și proiectul și numărul 7, avem un raport pe ordinea de zi, prezentarea raportului de evaluare a activităților de pregătire în domeniul situației de urgență pe anul 2017, susținut de... O să susțin, mai este? O să susțin domnul Petraia care este... Inspecta la un incendiu, am dat o... Numărul 8, sunt diverse. Cine e de acord cu ordinea de zi? Cine e de acord? S-a abținut cineva? S-a abținut. La ordinea de zi? Domnul Talaș și domnul... Pentru avem o solicitare din partea domnului. Dați-o o secundă, că trebuie să spună de ce nu sunteți de acord. Spune de ce nu sunteți de acord, dacă aveți un motiv. Pentru că, dragi colegi, știți foarte bine ședința trecută, am amânat un proiect legat de validarea sau validarea a unui funcționar de la partidul din care fac parte pentru această ședință. Am vorbit cu domnul primar, i-am trimis o adresă să se bage în care 23, domnul. 23, ordinea de zi clasă în celălalt. Vedeți, 20 și... 24. Dar nu trebuia eu să... Pentru că noi am stabilit data trecută, nici nu trebuia să... Dați-mi voie. Vă rog. Când am să facem lucru, vă rog să păi mă urmăreți. Păi tot asta vreau să-ți ascultă. Ați un punct de vedere, probabil, nu? Vis-a-vis de aspectul acesta. Noi am votat, termin imediat. Noi am votat data trecută pentru amânare cu ședința asta. Nici nu era nevoie să trimit. Eu, când am văzut ordinea de zi și n-am văzut ordinea, atunci am trimis o adresă să vă reamintesc, că așa am votat. Vă rog. Domnul Calab, dumneavoastră, trebuie să înțelegeți că noi, ca și Consiliul, ca și Institut, funcționăm după niște legi. Nu funcționăm cu vorbe, cu mail-uri, cu tot felul de adrese, așa, lucrate pe și noi să reușiți. Dumneavoastră ar fi trebuit, sau partidul dumneavoastră, vis-a-vis de amânarea de la ședința trecută, să întreabiți un punct de vedere. Dacă doriți să mențineți pe ordinea de zi proiectul de hotărâre cu persoana respectivă, dacă vreți să propuneți pe altcineva sau să faceți ceva în sensul ăsta, nu ne-ați transmis nimic. Nu l-am amânat
doar ca să, eu știu, să schimbăm data. L-am amânat, eu consider că dumneavoastră ați dorit să vă lămuriți, să vă lucrați anumit de lămurit vis-a-vis de acest aspect. Da, ați avut timpul necesar, nu le-ați făcut nicio comunicare în sensul ăsta. Bun. Eu v-am explicat și dumneavoastră că n-am lămurit și nu și ieri chiar v-am spus. Știu că ați spus și v-ați spus că nu știu. Da. Am să analizez și văd ce am hotărârile au. Dar nu pot suplimenta ordinea. Deci trebuie să înțelegem că funcționăm după lege aici. Nu facem după ureche așa. Dacă n-am ceva scris cert de partea partidului stabilă, eu nu pot să fac aici. L-am pus pe ordinea și la solicitare de așa. Ați cerut să rămânăm. Deci conform legii, eu l-a spus pe ordinea de zi. Noi l-am amânat a vota în conștiință de cazul. Am fost la întrebat și acolo și acolo și m-a spus, domnule, Comisia de Validare, putărește. Am vorbit cu dumneavoastră și v-am spus acest lucru. Dați-mi voie să vă haideți ca să trecem la concluzie. Da. Vorbim la diverse, dacă vreți, până... De ce? Trebuie să vă vezi domnul consilier, colegul nostru, și trebuie să-l dăm. Vă rog eu. Da? Ca să avem și noi măcar, cum vedem, dacă putem vota, dacă putem vota, un proiect sau... Nu, nu, că să înțeleg acum, să... și acum ce vreți, dar nu... Nu, dar nu vreau vrea să ce faci, să ce faci o adresă din punctul de vedere al partidului. Și părinte, nu-ți fac cu părinte. Dar nu trebuie să faci... Deci eu mi-am făcut datoria, l-am pus pe ordinea de zi, am solicitat amânarea pentru a prezenta un alt punct de vedere, un punct de vedere vis-a-vis de proiectul ăsta. Ce considerați noastră, e bine sau nu-i bine? Deși, dacă vă amintesc la ședința trecută, v-am explicat și pentru clar, domnule, Comisia de Validare face asta. A spus că nu. Vom dori să ne blămânim noi. Nu ne-ați prezentat o punct de vedere scris. Nu, am spus că... Hai să trecem la România. Așa că soliții, de punct de vedere scris. Scris. Vor să fie ceva. Pentru ce suntem urmări. Hai să ne oprim la ce ferea ședinței. Cu numărul 6 din ordinea de zi. Cine se abține? Domnul Talal. Domnul Talal, domnul Berușcă, domnul Trăistaru, da? Și domnul Iță. Da, citire proiectul numărul 6. Dar de ce nu dăm drumul la oamenii care se poate să lege? Nu vă știți că mai văd. Se începe. Deci, s-o hotărât ca să ducea cu punctul 6. Proiectul de hotărâre privind delegarea serviciului de apă și canalizare către operatorul regional, se zice Compania Regională de Apă Bacău-SA și aprobarea listei îmbunătățirii sistemului de alimentare cu apă și canalizare care vor fi concesionate prin contractul de delegare a gestiunii serviciului de apă canalizare și canalizare. Dacă sunt discuții, vă rog frumos, la cuvânt. Domnul Trăistaru, domnul Chitic, domnul Pleșca, într-o ordine, ca să fie domnul președinte, sunt și eu. Deci, da, luați-mi locul domnul Bogdan, că sunt președintele țării. Deci, sunteți de acord cu... Am studiat proiectul. În primul rând, vreau să mulțumesc colegilor pentru înțelegere. În al doilea rând, vreau să vă zic că sunt de acord cu proiectul de pe ordine de zi și cu toate celelalte, în afară de proiectul 3, privind desemnarea... Nu poți fi de acord. Sunt de acord cu acest proiect. Vă mulțumesc frumos pentru înțelegere și sper să nu se mai repete. Scuzeam că nu se mai repete. Eu ales în fiecare ceva. Vă mulțumesc frumos. Deci contul este pentru. Dar și scurt, domnul președinte, că eram avă cu Bialane. Dacă el a să vă vorbim, o să ne zici până la instalat, sunteți la Moliseu, la cuvânt? Va fi caie, domnul Moliseu. Am și o rețetă. Eu încerc că ați văzut chiar și fără reportofon. Am notat cât am putut de mult. Vă rog, ne sunt pe vorbiți pe rând. Nici pe reportofon nu se înțelege. Sunt om și eu. Dacă se vorbește pe rând, da, secretar, Talal vorbește după domnul Cercel. Domnul Trăistaru. Da. Da. Deci, referitor la delegarea asta a serviciului de apă și canalizare, nu observ absolut nimic în contract referitor la investiții, la ce vrea CRAB-ul să facă pentru cetățenii acestei comune, mai ales că ei vor
ca noi să investim în jur de 6-7 miliarde pentru îmbunătățirea sistemului de apă al Comunei Măgura. Nu am cum să fiu de acord și asta se va merge mai departe și cred că, fiind peste 1 milion de euro, ar trebui anunțat chiar de neau, pentru a veni să găsim o soluție clară, obiectivă și legală. Consider că este o ilegalitate și iar serviciul nu îl facem prin delegare, îl facem prin concesionare, având în vedere că este suma foarte mare și trebuie făcut juridic clar și obiectiv. Mai mult decât atât, dacă vor ca să facă investiții și nu cred că vor face decât vorbi sunt, să preia Soodoro și Crianu să facă apă și canalizare, pentru că bani spun că au, nu știu dacă au, dar sigur că nu au, dar spunem că au, să le supunem că au, că vorbile sunt vorbi, niciodată nu sunt fapte, dar din vorbi se nasc fapte. Și atunci vreau ca acele părți să fie preluate și dacă într-adevăr vedem că au cuvânt și vor dezvolta zonele care nu avem apă, abia atunci ce aș mai vrea? Prețul pe care îl vor folosi, pentru că peste 70%, am spus și în ședința trecută, al localității Măgura, au apă și canalizare. Deci, de la 2,50 lei, cu canalizare 3 lei și ceva va fi, este actual, se va duce, cum este mărgineniu, la 7,85 lei. 5 lei mărgineniu. Nu este, nu știu. 5 lei, ați dat sunate. Minciuni de alea am... Asta am lăsat 7 lei și ceva. Mai dau mai dând de alea. Nu, stai de miște, cum ești în ședință. Deci... Domnul primar. Dar gata, da, am încheiat. Mulțumesc frumos, domnul colonel, vă rog. Nu te uitați voi. Președinte. Stimați colegi, să spune că din două orele ești cea mai puțin rea. Tot respectul față de colegii care vin cu argumente că n-ar fi bună preluarea de critică. Probabil că sunt informați. Dar hai să punem în balanță pe cei care nu au apă. Eu nu spun că n-au dreptate, domnul sau domnul Dar. Nu zic că n-au dreptate. Vor fi mai bine informați ca mine. Dar hai să vedem, să punem în balanță dacă toți ceilalți locuitori vor la grab, mai ales cei care n-au apă. Și atunci eu zic că n-avem în control. Dar nimica mai bun? Domnul invitat, vă rog. Trebuie să facem. Așa că nu avem un control. Mergem la grab și tragem apă. Scump, ieftin, nu avem un control. Bun, dacă vă spun pe domnul. Pe domnul. Dragi colegi, stimați invitați, vreau și eu să adresez o întrebare domnului primar. Am trei puncte foarte obiective în legătură cu proiectul despre care vorbim acum. Domnul primar, spun că în cazul în care nu trece proiectul de astăzi, da, să delegăm apa la CRAP. Ce se va întâmpla cu apa în timpul verii, când știți că foarte mult crește consumul și, deși am avut operator vara trecută, am avut probleme cu apa. Ipotetic vorbim. Dacă pot să vă dau răspunsul, acum v-aș lua să luați în capul lui, faptul că vom avea adevărat. Pentru că, bine, drău, a fost operatorul. Nu, eu vă spun că au fost situații. Au fost situații când am avut. V-aș ruga să luați în calcul faptul că sunt două variante. Ori o dăm la CRAP și ne conformăm față de directivele Comunității Europene și față de masterplanul pe care l-am aprobat. Ori dacă nu o dăm la CRAP, ne asumăm investiții de 4.200.000 de euro din bugetul local. Care nu sunt. Deci despre asta vorbim. Adică nu există, o țin la mine și fac, eu știu ce fac. Nu, am înțeles. Deci avem obligația să ne conformăm
Despre asta vorbim. Nu vorbim despre a vrea sau a nu vrea. Găsim o variantă prin care sunt investiții în fonduri europene. Vreți pe bugetul local, o ținem la primărie și cheltuim 4 milioane pe bugetul primăriei. Ne putem permite? Mă întrebi exact. Dar nu aștept să bugetul. Eu subscriu la ceea ce a zis și domnul Colonel, că are perfectă dreptate. Bun. Dacă este posibil delegarea serviciului pe SADI din punct de vedere juridic. Nu există așa ceva. Pentru că, știți de ce întreb? Eu știu, m-am informat și întreb în Consiliul Local. Pentru că foarte mult, adică un colegi de-a noștri, ca să nu dau nume, că nu-i frumos, au spus la cetățeni că se poate să Odorul și Crihanul să aibă apă separat. Nu este posibil nu. Nici juridic, nu. Nici tehnic. Domnul primar, explicați ce înseamnă aglomerarea Bacău, domnule, ca să înțeleagă lumea. Aglomerarea Bacău. Considerăm că nu putem accesa, și e bine, e foarte bine pusă problema, nu putem accesa niciun fel de fonduri europene. Pentru a accesa DSN presupune să facem parte din aglomerare 2010.000 de locuitori. Noi facem parte din aglomerarea Bacău de 195.000 de locuitori. Ceea ce presupune că pe fonduri europene nu putem accesa nimic. Singura variantă este pe Poim, separat. Pe Poim, unde suntem prinși în lista de investiții prioritare, și pe master plan cu 4.200.000, aproximativ 4.200.000 de euro. Ia să avem de faptul că putem defalca satul în care sunt doar de măgură. Nu există așa ceva. Investițiile se referă la modernizarea sistemului actual și sistemul nou pe Crehan și extinderea sistemului de apă și canalizare pe Crehan și Odor. Deci sunt vizate. Sunt vizate zona cu șpic cu canalizarea de la Scorțanu, tot platou care nu este acum, care nu are canalizare, ca să mă exprim așa, și mai trec așa. Și ultimul punct, dacă vreau să Crihanul sau Odorul, cu Valea, Măgurei, tocmai spre capăt, sărțile Nicelului și cu Zefirului. Toate numele Calvac, cu o altă magazinare și stații de plătare. Deci sunt investiții pe întreg teritoriul Comunii Băgura, nu mai chiar sunt. Și ultimul punct și închei mi-ați răspuns, pentru că asta era, vreau să întreb dacă în momentul de față mai avem azi oportunități de accepta, de accesa, pardon, fonduri europene în afară. Nu există, vreau. Și gândiți-vă asta, vreau și gândiți-vă să fim în luna august toată Măgura și satele care era așa, fără apă. Ce se întâmplă? Eu atâta, cu asta vă mulțumesc mult. Domnul Talar, vă rog frumos. Cumpărăm, mergem la Brico. Stimați colegi, deci de la bun început vreau să vă zic mai multe lucruri, adică niște lucruri care, ca să lămurim problema. Aș fi vrut acum să fie un, aici un reprezentant al grabului, ca să îi adresăm câteva întrebări. Niciunul dintre noi nu este împotrivă să se tragă apă la Sohodos și Crihan. Problema asta care se pune acum, ori mergem la Crac, ori nu avem Crac, este o minciună. Este o minciună pentru că noi suntem prinși în master planul 4 milioane și ceva de euro și putea orice operator regional, putea să fie Apa Vita Iași, Raja, Constanță, Mama Uvindă, să fie să investească. Deci, pentru aceste lucruri, deci nu suntem obligați să mergem la grab. E ca și cum eu am o mașină, îi dau cu domnul Perușcă, îi zic cât ia o mașină, după aia vine domnul Perușcă și zice ceva, ia, zic, domnul, folosești gratis. Și după aia îmi spune, domnul Perușcă, știi ceva, ia, fai și o reparație capitală ca să o iau. Adică, după ce dăm apă la grab, apa noastră, cu care am investit peste o grămadă de bani, da? Vine el și spune, doamne, ceva, dacă să ți-o iau, trebuie să mai faci niște bani și investiții. Deci, problema că trebuie să dăm apa la CRAP este o minciună. N-are nicio treabă cu accesarea fondurilor. Putem să dăm, să facem licitații, să vină mai mulți operatori regional și să facem contractul cu ala care este mai bun, care ne oferă niște condiții. Și asta este. Deci este o minciună că ori mergem cu CRAP, ori apa cu Sohodor și Crehan, nu au apă. Păi să nu ai spus, domnul Berușu. Haideți să-mi spune și domnul Berușu. Domnul Berușu. Da. Cred că sunt ultima să răspundă, că depinde răspunsul lui ce i-ar găsit, ce vreau. Întrebarea ce răspunde. Dacă mi-ați dat cuvântul, ia cuvântul. Am întrebat în luna octombrie. Bună ziua, dragi colegi, stimați invitați. Ca să-l mai refranzez pe cuvântul pe colegul Bogdan. Am trecut în luna octombrie, am adresat o întrebare domnului primar în scris
Iar doamna secretar mi-a răspuns că nu exista la momentul respectiv o copie a un master plan actualizat, dacă vă amintiți. Știți că v-am solicitat master planul. Dacă vă amintiți, eu am venit aici cu un master plan în Consiliul Local, în care Băgura era cuprins o investiție de 4.400.000 de euro pe atunci. Într-adevăr, Comuna Măgura face parte din aglomerarea Bacău. Vreo 209.000 de locuitori, poate erau atunci, poate au mai scăzut în timp. În aglomerarea Bacău sunt Mărgineniu, Hemeiușu, Măgura, Letevichii și Ulii Zicălugăra. Astea sunt comunele ce fac parte din această aglomerare. Am stat, m-am documentat. Singura șansă de investiții pentru apă și canalizare pentru Comuna Măgura este programul operațional de investiții majore, POI. Am discutat și cu reprezentantul. Pauză, 3 secunde. Dacă puteți să răspundeți, dacă trebuie așa informat. Cine l-a băgat în aglomerarea asta? Cine a semnat ca să facem parte de aglomerare? Pentru că e o problemă. Deci în master planul pe care eu l-am în față, nu scrie cine a hotărât ca comuna, ca noastră comună, să fac parte în această aglomerare. Sau ce an am avea la aglomerare? Ce vreau să vă spun, când master planul din 2015, atunci Comuna Măgura făcea parte din aglomerarea Bacău. Nu vă pot spune, chiar nu am dat din necesare. Bun. Ideea este în felul următor. În 2015, în Prihan și Sohodol erau trecute ca și număr de persoane, odată în Prihan 588 și în Sohodol 550 de persoane. După cum știți, în Prihan s-au mai mutat, între care și eu, între timp, ne-am mai mutat, sunt peste 1500 de locuitori care pot fi deserviți de acest serviciu. Asta e clar. O parte dintre ei au fost branșați contra cost și nu cred că spunem o noutate, toată lumea din sala asta știe. Eu personal am achitat o sumă destul de mare când m-am branșat. De atunci eram un simplu nou venit în comună, chiar nici nu aveam domiciliu. Ideea este în felul următor. Într-o mare măsură, îi pot da dreptate și colegului Talaru, că ar trebui să avem mai multe date și să avem o siguranță că tarifele care noi le acceptăm de la CRA vor rămâne la același nivel, pentru că dacă stăm bine și ne gândim, nu puterea de cumpărare din Comuna Măgura nu este cu aceeași putere de cumpărare din municipiul Bacău. Noi o să plătim același tarife care le au niște oameni care au un salariu de 2-3 mii de lei, același tarife și un pensionar cu venitul minim garantat de 520 de lei. Asta e o motivație. Bun, eu n-am zis. Bun, al doilea aspect este, trebuie discutat un aspect foarte important este și canalizarea. Din ce motiv? Nu putem, dacă municipiul Bacău, din 10 metri cub de apă consumați, 8 se contorizează ca fiind la canal. Nu, știu ce vedeți. Nu putem ca mediul rural, din 10 metri cub, doar, cred că 1 sau 2 ajung la canalizare, restul ajung prin grădină sau alte animale și toate astea. Ca să vă dau un răspuns rapid. Față de municipiul Bacău, noi nu plătim apa meteorică. La Bacău se plătește apa meteorică. Pentru că se duce în același sistem. În rest, vis-a-vis de prețul care va fi practicat, va fi același preț stabilit la întregul nivel al județului Bacău. Nu este stabilit preferențial pentru comună, lumea sau pentru comună. Dar este o asociație de dezvoltare intercomunitară. Eu am înțeles. Ajungem și la ultimul punct. Și nu știu dacă va fi ultimul. Ideea e în felul următor. Am spus în ședința trecută, din păcate trebuie să facem pactul cu diavolul, în ghilimele, și trebuie să acceptăm acest contract așa cum este, pentru că avem peste 1500 de oameni care nu beneficiază de apă și canalizare. Exact. Nu cred că putem să mai dezvoltăm prea mult subiectul. Într-adevăr, sunt unele dezavantaje, dar dacă punem într-o balanță și punem în balanță avantaje și dezavantaje, eu, unul Lucian Berușcu, consider că trebuie să acceptăm acest proiect și să mergem cu el. Atât am avut discuție. O să răspundă domnul primar acum punctual la fiecare consilier. După aia o să vă dau cuvântul, dacă să S-a făcut referire la preț. Și este același răspuns pe care l-a dat și domnului Berușcu, prețul va fi stabilit de Asociația de Dezvoltare Intercomunitară Bacău de Activ, din care facem și noi parte de la înființare, și care va fi aplicat tuturor abonaților la apă și canal din întregul județ Bacău. Nu se face preferențial, nu se negociază într-o comună într-un fel sau în altă comună într-un fel. Adică nu beneficiem nici de avantaje, nici de dezavantaje în raport cu celelalte localități.
din județul Bacău. La ce le spus din domnul Coronel? Nu. Atât era domnul. Domnul Ciorcilă, mai aveți ceva să-i răspundeți? Nu, după cum mi-a spus, am spus ce am de spus. Atunci, domnul Coronel, dacă vreți să completați ce? Vreau să zic lucrul care este cunoscut, că noi suntem membri ADIR, dar nu suntem acționari CRAP. Iar CRAP este o societate comercială care, ca orice societate, interesul este să fie pe profit. Și bineînțeles, dacă găsești un client mai slab, e așa. Deci eu cred că noi încălcăm legea dacă dăm premiul de delegare către CRAP, pentru că noi, pentru că legea spune că avem 4 milioane și la de euro, putea să vină, v-am spus, altă societate. Trebuie să se facă licitații pentru atribuirea și nu de prin delegare. Deci noi încălcăm legea, vă rog, fiind voi atrag atenție. Bun, domnul Tala, pot să vă răspund? Vă rog. Deci, prin excepții, prin excepții de la legea achizițiilor publice, excepții de la legea achizițiilor publice, delegarea serviciilor de apă și canalizare către operatorul regional se face direct, fără licitație. Dar nu oricum, domnul primar. Domnul Tala. Dacă există excepții la legea... Este excepție, este singura excepție de la legea achizițiilor publice. N-au urmat ca 34 și la 19. Puteți vă interesați? Noi îmi dai apă cum este, dar nu mă pune să iar fac investiții, eu fac investiții, după aia și iei apă. Adică sunt cineva care îmi dai apă fără să fac investiții. Dumneata, ai zis-o dau prea dacă dai cuiva în chirii, că până la urmă, eu dăm omul ăsta, plătește redevență, eu dau apă, vă rog frumos. Eu dai fărâmul și fără geamă. Adică omul vrea să o ducă până la perioada în care va face investiții majore, deci eu dăm cât de cât funcționale. Adică omul nu o să vină, nu o să vină treaba acum, a spus, domnule, dă-mi-o așa, nefuncțional, că o fac eu, pe banii mei. Nu. Este o relație de colaborare, unde s-a ridicat niște termeni. Nu-i numai la comuna Măcura, sunt toate comunii care să, care vând apa către CRAP, funcționează în același sistem, în același fel. Își fac minime investiții pentru a o aduce la parametri cât de cât funcționari, până la data când vor fi implementate investiții. Știi care vorbim? Deci, s-a trebuit făcut acum 20 de ani, nu nu știu care sunt investițiile alea majore pe care le-am făcut și nu știu. 20 de ani trebuie dat aparatare. Domnul Cavalero, vă rog eu frumos. Domnul Radu, să trebuie. Vă rog eu. Domnul Cavalero, dacă mai aveți o intervenție, vă rog să faceți. Deci, contractul are aparent formă de chirie. De fapt, noi nu luăm nimic. Când închidezi un apartament, e niște bani. Noi dăm apartamentul Mocă, da? Și alam spune și ceva ca să stau în el, ia să-mi pui termopane, să-mi pui un televizor smart sau și asta este problema. Deci noi nu am care este redivență. Câți bani luăm, domnul primar? Noi câți bani luăm? Câți bani luăm? Câți bani luăm? Câți bani luăm? Este rușinoți faptul că dumneavoastră ați făcut afirmații de genul că nu vă spuneți la dispoziție documente pentru a vă informa. Noi rușinoți cum ați răspuns, domnul primar. Doamna secretară a stat până la 10 jumătate seara, până la 22:30, pentru ca dumneavoastră să aveți la mapă toate informațiile posibile. Aveți contractul de delegare, aveți anexele în care sunt prevăzute preț, condiții, absolut tot ce doriți dumneavoastră. Ideea este să mai și studiați și să vă pregătiți înainte de la așa. E foarte bine. Eu nu este foarte bine. N-am studiat, domnule. Câți bani luați? Îmi cere scuze. Aveți în contract, domnule. Dumneavoastră, aveți în contract, citiți. Câți bani luați? Totuși, hai să înțelegeți. Nici eu n-am reușit să stabilez, n-am reușit să văd cât e nedeptă. Dacă cât este nedeptă? Cât? 1,5% din facturile emise. 1,5%. Ați înțeles. Mulțumesc. Domnul Veroș. Puteți să spuneți la ce pus la revedere. Domnul Veroș, care o să... Și o să știți că noi ești un fix mai dezvolt. S-au dezvoltat în perioada asta tot felul de subiecte. Primarul avea un interes. Își face un business cu apa, cu puțurile de la aia. Uitați-vă și dumneavoastră, vă rog frumos, domnilor consilieri, pentru că s-au răspândit în piața asta online tot felul de povești nemuritoare, tot felul de erodii. Tot felul de minciuni. Chiar da, nu știu ce pus după droaie. Uitați-vă și dumneavoastră în raportul ăla de gestiune sau în inventarul pe care îl predăm la CRAP că sunt prinse absolut toate sursele de apă către CRAP. Deci toate merg la CRAP. Puțul din mare adâncime, drenul, forajul din 73, toate merg la CRAP despre ce vorbim, ce povești sunt astea. E rușinos. Transformăm un astfel de... o problemă atât de gravă a comunii pe care vrem să o rezolvăm într-o chestie electorală. Deci, poate dezvoltăm așa cum ne vine fiecare la ureche, doar câștigăm punct din fața cetățenilor. Nu-i frumos. Nu-i frumos că se întâmplă așa. Domnul Veruște. Vreau să... Din nou?
Așa ne lungim până la 10. Domnul Cabarăru, vă rog, dacă nu suportați să vedeți să lăsați ce să stați acolo? Președinte, i-ați dat cuvântul și treaba mea, domnule Cabarăru, conform regulamentului Consiliului Local, fiecare consilier local are cuvântul dreptul la două intervenții. Am avut o intervenție. Domnul Berușca, nu vă justificați, domnule. Vreau să-mi drept o eroare. Ce facem? De fapt, nu sunt 1500, deci beneficiar de 2885. Am greșit. Bun. Al doilea aspect care uitați-mi la prima intervenție, în master plan suntem prins cu vreo 21 de kilometri de rețea de apă și vreo 22 de canalizare, ceea ce nu-i rău. Dar, vă întreb domnul primar, da. Noi acum luăm o decizie importantă, foarte important. Să spunem că trece acest proiect și ne apucăm de mâine de treabă să facem demersurile necesare. Vă întreb și v-am întrebat și la ședința extraordinară cu un alt proiect. Dumneavoastră, în calitate de edil, vă asumați? În cât timp vă asumați că duceți la capăt acest proiect? Alături de dumneavoastră, bineînțeles. Alături de noi, că o să aveți sprijinul. În cât timp credeți dumneavoastră că va fi gata această extindere de apă și canalizare? Colaborarea cu Fignerul este destul de avansată. Dumneavoastră au făcut deja faza de teren. Sunt la jumătate cu faza de dopo. Urmează să vină să prezinte în următoarea perioadă, cred că săptămâna care vine cu 1 mai să ne prezinte varianta finală, cum va arăta dezvoltarea în viitorul apropiat. Iar lucrările în sine vor începe în primăvara anului următor. Conformarea trebuie scris până în 2020, atenție! Sunt foarte interesat și până la deci ei trebuie să termine până în 2020 trebuie să se apuce de treabă și să facă ceva. Să se apuce în 2020. Nu știu, deci conformare trebuie să finalizeze. Eu vă întreb pe dumneavoastră, pentru că noi, ca și unitate administrativ teritorială, suntem obligați să obținem anumite avize, să obținem anumite documentații. Bun. Știți, în cadrul unei instituții, se mișcă poate mai greu anumite... Eu zic, dumneavoastră, să vă asumați acest proiect, că îi împingeți pe funcționari la spate și să se ocupe, să muncească pentru acele vizii, să nu ne potignim. Puteți fi sigur de așa ceva. Nu vreau să fiu răutăcios sau să zic cumva lucruri care ne-aș găsesc. Cred că până acum noi Consiliul Local ne-am jucat cel mai greu. Vis-a-vis de aspectul ăsta. Noi ne-am jucat cel mai greu. Adică dacă ia să spunem cuiva că o mai frână sau o mai pustă, vedeți aici au fost. Deci, personalul se miște. Domnul primar, scurt pe doi. Sunt oameni pregătiți. Să spunem că după acest vot trece să deleagă acest serviciu. Dumneavoastră, în care... Domnul Berușu, dacă mă întrebați, da, eu îmi asum. Eu îmi asum, pentru că de asta mă urmează cetățenii comunii. Nu vrea să-mi asum anumite lucruri. Nu să vin să o dau după cine să acest lucru. Dacă o fi rog, eu cred că se va întâmpla. Pentru edificarea situației la vot, vă rog să spuneți și mie cum vedeți rezolvarea situației pe termen scurt. Am înțeles că de avea de anul viitor, din primăvara anului viitor încep așa, efectiv lucrările, da? Cum vedeți rezolvarea situației? La comune începe mai repede, pentru că s-au mișcat mai repede, au trecut deja de fază de proiectare, sunt la certificate de urbanism. În următoarea lună, o să trebuie să vină și certificatul de urbanism pe toate lucrările care vor fi prezentate. Deci, în vara asta vom o duce tot, în continuare? În vara asta, deci, domnul, vorbim, dar poate n-ați înțeles, probabil n-ați înțeles multe lucruri. Vorbim de investiții de 4 milioane de euro, nu vorbim de, eu știu ce investiții, de, așa cum vorbim noi aici, să facem o stație, o baterie de bază, care este mai aproape. M-a întrebat colegul meu de rezolvarea de aia, tocmai de aia. Nu. Deci, vă da date care sunt furnizate și sunt date corecte de, da, de Fingler și de Graf, da? În primăvara anului următor s-a făcut de lucrări. Poate și mai repede, depinde cât de lepte mișcăm și noi. Pentru că probleme majore nu sunt la lucrări. Vis-a-vis de teren, vis-a-vis au fost făcute doar. Sistemul actual va funcționa... Eu aș vrea să funcționez mai bine, va trebui să facem și noi minimele investiții pe care le-am și comunicat și le-am și spus. Nu sunt mari, nu sunt detalii de ce m-a spus de domnul Prestar. Detalii de ce m-a spus domnul Prestar. Avem de montat o baterie de ultraviolete, deci o stație de tratare, ca să zic așa, la dezinfecție, la bazine de sus de autocurative. Avem de montat colectorul de la... Fosta spălătoriei crinul, pentru că așa e la Bogra, în loc să mergem în colectorul principal, de a înțepa colectorul comunii, colectorul comunii de o conductă de 200,
O să mergem pe Arcadie Șeptilici. Și acolo e vorba de vreo 150 de metri de conducte pe care va trebui să o montăm. Să mergem în colectorul principal, pentru că acum pe Șeptilici este colector. Și două pompe și panou de comandă la stația de pompe de la Cămănaru, care deja au fost montate. Lucrări de când poate să înceapă? Sau când înceapă lucrările astea? Păi lucrările astea deja au început. Noi ne-am ocupat de stația de tratare. Am luat legătura cu câteva firme să vedem ce confort montarea unei baterii de ultraviolete la bazinele, la magazinarea pe care o avem aici. Deci lucrăm la treaba asta. Domnul Dăscălescu, pentru pe aia. Domnul primar, ce crezi că estimează toată investiția asta? Pentru că se vehiculează 7 miliarde, 10, 5, 20. Nu cred. Nu, nici vorba. Noi am pus 300 de miliarde, 30.000, 3 avem primit și un buget. Dacă va mai fi nevoie, vom mai suprime la 4, 4, dar nu știu. Dar cu siguranță nu va fi submis. De aici, până la 7 miliarde, nu, nu, ce se vorba. Haideți pe serios. Domnul Dăscălescu a avut obiecție privind suma de bani. Dacă mai vreau. Eu cred că acest contract este făcut vost pentru Comuna Măgura. Deci, fără doar și poate, acest contract cu grav, fără doar și poate, trebuie găsit un operator care să facă investițiile prin master plan. Deci, fără doar și poate. Însă sunt niște amendamente care nu sunt deloc bune, ca să zic așa. Operatorul regional poate subdelega cu acordul asociației, prin licitație, partea serviciului de operare către alte companii, dacă rațiuni de eficientizare a costurilor impun acest lucru. Adică dacă mâine, clar, vine și spune, păi ceva, se pune foarte mult apă aici, nu știu ce, eu numai așa îi dau, poate subdelega. Spune acolo cu acordul asociației. Da, nu. Acordul asociației. Asta vreau să spun. Bun. După aia, obligațiile autorității delegante se ia în discuții în cel mult 30 de zile de la solicitarea operatorului să aprobi tarifele pentru serviciile publice de alimentare cu apă, de canalizare și nu. Deci noi, dacă mâine vine și spune, doamne, vreau să-ți cumpesc apă gravă, așa? Noi, în 30 de zile, trebuie să aprobăm scumpirea. Și el vine cu justificare și bineînțeles că au costuri foarte mari. Da. După aceea, se aprobă și alte tarife la cererea fundamentală a operatorului. Dacă el spune, doamne, vreau și pe apa, nu știu, pluvială. Haideți să vă răspund punctual la asta. Să vă răspund aici, că a spus dumneavoastră la cererea fundamentală. Fundamentale se face pentru ANSC. ANSC-ul își dă acceptul dacă se mărește prețul sau nu. După care este supus întregerea adunări. Deci se adună AGA pe ATIP. Deci nu pe Asociația Dezvoltare Intercomunitară Bacău. Deci nu se ia, mă repet, poate. Nu se iau decizii vis-a-vis Comuna Măgura sau în mod specific pe Mărgineni sau pe Bisică. Nu. Este unitar prețul la nivel de județ. Iar noi sigur, am contract cadru, exact, că e pentru toată lumea, nu e special pentru noi. Dar cu fel orice contract, e contract cadru, dar contractul cadru poate să fie cu condiții mai bune pentru cetățenii cu numărul Măgura. Nu mai spuneți chestia asta, contract cadru. Mă rog. Deci, da, mai am. Noi predăm niște bunuri, acum, bunuri care au o durată de viață, tehnică, da? O pompă care, nu știu ce, are o durată de viață de 3 ani, da? După ce preia grapul, nu știu, contractul de concesionare am înțeles că 30 de ani, dacă nu mă înșel, nu? Sau... Dar spune-mi asta, mă întreb, trebuie să știu dacă știi bine, 30 de ani, da? Deci, dar după ce iese din această pompă, trebuie să... Domnul Brăză, vă rog, vă lăsați să vă rog. Nu vă rog. Vă rog, vă lăsim tot mai. Vă răspund și acum, domnule. Deci, după ce se termina așa, Crapul vine și cumpără alt tip. Aceste pompe care le cumpără Crapul nu mai intră în proprietatea noastră când noi preluăm serviciul înapoi. Și spune aici că noi trebuie să le plătim. Adică, nu îi dau acum, vă rog, nu mă da? Păi, adică eu îi dau mașină, îi dau nu știu care, aia este când uiți, mai eu sume, doamne, și ceva. În criză, aia nu știu ce se va întâmpla. Probabil că mai, așa cum prevede legea, mai poate fi concesionare, urmată din perioada din concesionare. Nu știu ce se va întâmpla. Domnul primar, noi votam pentru copiii noștri, nu votam pentru 30 de ani. Dacă aveți conștiința asta, votați pentru copiii noștri, indicați-vă și votați, domnule. Nu, nu, trebuie
să voteze cu așteptare. Faceți o ucenă, nu m-a controlat și nu-i pui acum metru. Domnul primar, vă rog frumos. Domnul primar, câte societăți sunt în județul? Nu-i pun acum metru. Operator regional. Este sigur operator regional și fiecare județ în parte are un operator regional, să știți. Raja, Constanța, care o spune, face Constanța. Probabil are și... Are câteva județe. Mare câteva județe. Nu știu nivelul de dezvoltare. Dar pe județul Bacău este Crabul. Deci nu mai Crabul. Este Crabul. Este recunoscut și la nivelul Uniunii Europene, pentru fiecare județ are un operator acreditat. La Bacău este Crabul. Domnul mai vrea să spune ceva o, nu, era interesant ce a zis domnul Tahal cu Paul Belic, că înainte din ce știu eu, cumpăra primăria Mulgura cu Paul Belic. Da, și acum tot așa. Și acum, păi da, dar în momentul în care, de exemplu, o să fac o evaluare după folosire, când am spus că trebuie să le plătim noi la CRAV, atunci automat o să aibă o valoare de inventar reziduală, care practic să amortizează din folosirea lui. Exact. Și nu plătim... Vreau să dau dreptate domnului Tadalu. Orice operator regional are dreptul oriunde în țară să facă, să semneze contractul de legare a gestiunii. Deci noi puteam obține acest proiect prin POIM, cu oricare operator regional din România. Eu am purtat o discuție cu conducerea SECOM Mehedinț, care este operatorul regional, cum este și Rașa, Constanța, cum este și compania regională de Apu Bacău, iar dumnealor au spus că, da, dumne, se poate obține finanțare pe POIM, dar numai că trebuie să fie operator regional. Într-adevăr, noi ne pare că a fost mai la îndemână cu CRAB-ul, nu era rău dacă aveam o ofertă, două și la alți operatori regionali, dar nu avem de fapt. Dacă vă referiți la ce, la preț, la ce... Da, pentru preț, la partea de investiții. La partea de investiții, prin să nu oaspeți valorul prestat. Nu, în licitații s-ar fi pus, s-ar fi stipulat în contract proiectul de sarcini achiziții, ce vrei și ce nu vrei. Și poate și ce nu poate. Este singura excepție. Haideți să ne înțelegem. Se poate delega serviciu fără licitație. E clar. Nu mai putem să ne facem. Putem să-l dăm la CRAB sau la Raja Constanța sau la... Care îți obligă ăștia să investească, era aceea. Nu vine aia mai mult sau nu ține. Posibil, posibil ca unul din cei alții în afară de CRAB să vină cu un alt preț la apă. Dar și ăla trebuie să fie fundamentat și să aibă aprobarea ANSC-ului. Deci, când o să vină CRAB-ul și o să-ți spună, Dorel, din până mări prețul la apă, trebuie să aibă un sindicat foarte mult. Și noi trebuie să aprobăm sau nu. Dacă am avut câte două intervenții, este vă rog frumos, ultima intervenție. Ultima intervenție. Domnul Talan, după aceea, domnul Dăscărețu, și trecem la voi, vă rog frumos. Pentru că domnul Grenza nu știu ce a spus și așa sunt nevoit să-i răspund. Da. Domnul primar, vă rog. Ce o să faceți, și domnul primar și pentru domnul Grenza, ce o să faceți când o să treacă apa la CRAB? O să vă puneți un contor sau o să curați apă în continuare cum ați curat-o și până acum? Ce o să fac toți locuitorii comunii Mărgura acolo? Da? Da. Deci, domnul furați apa și nu sunteți mai presus decât oamenii care sunt aici și vedeți apa și canalizare. Ca să vă informez, am spus să dea pe proprie din dreapul. Dacă am un contract cu cineva și nu mi-am achitat apă, este să vină la mine. Aveți de la mine. Și noi? Aveți. Domnul Dăscărescu, vă rog frumos. Și când în mare de drumul, Domnul Brânză, dă-ți-o de urmă. Hai, domnule. Haideți că toți ne-am învățit în jurul prețului. Eu nu cred că doar pentru faptul să mărești un pic prețul la apă, la metru cub, ci trebuie să privăm aceste plățiri de dreptul. Cât o fi de dreptul, că avea un plan de dreptul. La dreptul de a trăi mai bine, cum zis mai bine. Eu cred, în părerea mea, că trebuie să mă verific. Haideți să încheie, spun și eu doar, dacă pentru... Dacă doar ca pentru cetățenii comunii Bălgura, din satele Sobodor și Crihar,
să aibă apă și canal. Noi, cei care avem actualmente apă și canalizare în Măgura, iau mari și Valea Măgurii, va trebui să suportăm un preț mai mare, atunci așa va trebui să facem. Și oamenii ăștia au dreptul la confort și ei au dreptul la utilități. Adică eu să mă bucur de 2 lei și 10 bani sau că spuneați dumneavoastră sau noi vreau să-i cumpărăm prețul ăsta și aia să care apă pentru căruță. Pentru că vezi, Doamne, s-ar modifica prețul cu un leu sau cu că s-ar modifica. Este nu și noi să acordăm asta, nu se poate. Vii la ședință și să bag capul ca bătăți trei oameni. Noi gândim în mod unitar la toți cetățenii comuni, pentru că de asta ne-au ales, practic, nu? Să ne gândim și la ei. Acum ne gândim mai la noi. Lasă, domnule, dacă eu plătesc 2,10 bani sau 2,10 bani, ce să mai ai? Mai prind unul la acolo. Dar nu cât două tone de apă, nu vei la lei. Doar jumătate de metru cub de apă, 500 de litri, 20 de lei. 25 plus forța. Asta l-am venit și cu condiții cărate cu căruța și stăm și noi întrebăm. Oare prețul de 6 lei, îi mare, îl putem suporta? Dar oamenii ăștia cu care, cu căruța, cu 20 lei, ce se putem de apă? Cu 25 lei aduce apă. Îi specul, fură. Dar mai vorbit, dar nici nu intră în calcul. Asta nu sunt condiții mai bine. Gata, domn primar, vă rog. Vă rog frumos să treceți la vot. Haideți să trecem la vot. Cine este pentru punctul, pentru proiectul de hotărâre? Nu votam 300, nu votam. Nu, ai fost și primar două mandate. N-ai făcut nimic. Domnul Popa, desențiere, bine mișin vot. Da. O popă și pete aplicate, e vot 10. Abținem? Abținem. Abținem domnul Nițu, da? O abținere. Cine-i potrivă? Nu sunt împotrivă pentru că nu este legal. Da, vă rog frumos. Tot mai de aia la bugar. Domnul Crestaru, tot împotriva? Da. Dacă avem o motivare, puteți să spuneți, domnul Crestaru. Am spus-o. Deci sunt împotriva pentru că nu este ilegal acest contract. Venea răscoasă la licitație să vină alt, orice, putea să fie și crab. Nu am, n-am probleme cu crab. Putea să fie crab, mama uită, putea să fie oricine, scoate la licitație și nu dăm apă, hai că... Și de licitația aia durează 3-4 ani? Nu durează. Trecem la hotărârea de hotărâre. Dacă vreți, sunt pentru... Deci menționați la mine la țel. Haideți, domnul Crețu, vă rog frumos. Doamne, la mine menționați. De ce? Domnul Crețu. Vă rog, un pic. Deci proiectul trebuie, da? Păi da, sunt 11 pentru o abținere, da, face 12 și cu domnul Cotrebu face 14. Proiectul a trecut, a trecut proiectul care am implementat. Am și o întrebare, vă rog frumos. Te rog, de prunci. Bună ziua, domnul consilier. Te grăbești? Nu, dar trebuie să vorbim cu toți, cu toți invitați. Chiar vă mulțumesc că a trecut proiectul și vă spun și de ce. Mulți să plec din comuna noastră, da? Adică din satul Crihan și Soudon, băie, oamenii, suntem o parte care, satul Crihan Soudon, este îmbătrânit. Sunt foarte mulți oameni bătrâni care nu mai au putere să care apă, da? Vin cu căriciorul, vin cu binoranci 2 litri și face economii cât mai mult. Bă, fraților, suntem în 2018. Da, e normal. Da? Suntem în 2018 și noi ne ducem și facem nevoile în grădină. Da, Dumnezeu, să vedeți și apa. Și apa. Păi e nesimțiriu. Domnul Chifer, mulțumim frumos. Da, puteți să mai stați. V-aș invita să mai stați, domnul Chifer. Hai, mai durează. Mă sunt vizat sau dacă nu sunt gata. Bunile de șir. O discuție o să am personal. Puteți să recuperați. Hai, domn președinte, treceți la ordinea de zi. Îți recomand ca să stați de vorbă la un spris, la o discuție așa. Nu, nu stă. Dar nu, nu stă. Domnul președinte, că dacă mă pinesc, îi dau capul în gură. Nu poți. Băi, zici și toți în temi. Dă-mi la dimensiune, așa iarăși nu voi vorbiți. Ne amintesc la colegii noștri de la Luizii și ați ținit 51 de minute. A, gata, da. Maxim o oră, 4-3. O oră, doar la urmă. Avem două ore. Jumătate din cât o vă rog, la voastră ați vorbit. Nu, ești un lucru, dar dacă nu vorbește ca dumneavoastră. Domn președinte, dați-ne cuvântul la invitați care au fost să... Voi stați aici când vreți, doar luați bani, nu stați degeaba. Eu stau degeaba. Haideți să-i dăm cuvântul la invitați. Să-i dăm cuvântul la invitați. Domnul Chelar. Înțeleg că n-am fost la bună ziua, Chelar, Valentin Mănuiesc.
N-a fost la început, ăsta a fost primul punct, proiectul cu apa, da? Da, 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 da. Știți, acum cine interesează, ați mai avut discuții. Ce se întâmplă cu situația de la Colina? Așa zis la canalizare. Și vreau să nu îmi spuneți, o să vedem, atunci vreau să răspundeți punctual dacă s-a pus această problemă în fața creabului. Dacă ei știu la ce se bagă și dacă aveți soluții, alte soluții decât mizeria aia care e acolo. Vom găsi soluții. Vreau să vă spun așa, să vă informez la modul cel mai bun, să vorbim de partea scrisă a lucrurilor. Noi trebuie să intrăm în aplicația pe COIM, ceea ce am făcut astăzi, cu legarea serviciului către CRA. Partea, nu neapărat juridică, a fost discutată, partea practică, fizică, vis-a-vis de sistemul actual, va fi făcută la pas cu pas pe toate segmentele. Într-adevăr, pe asta aveți o situație acolo cu domnul Bolt, care este proprietar pe teren acolo. Nu știu, am mai discutat și dumneavoastră, dumneavoastră spunea la o vreme că va vedea, o cedează, o donează, nu știu, nu știu ce va face. Nu, dar chiar nu preia? Clar că preia. Deci va prelua. Acum, toți, ar vrea să-mi spuneți, dumneavoastră, problema crucial, pentru că dumneavoastră, atât dumneavoastră, cât și domnul Creistaru, fost primar și dumneavoastră viceprimar, ați autorizat construcția acelor blocuri cu sistemul ăla de canalizare, care, din punctul nostru de vedere, este o mizerie, dar totuși l-ați autorizat. Este, eu știu că este funcțional și chiar bun. Dumneavoastră, zona în care sunt amplasate blocurile, amplasamente, nu permite ca apa reziduală să curgă în... Păi nu trebuia să dați autorizare. Dar sunt sisteme, sunt sisteme, așa cum aveți și dumneavoastră, de pompoare și care chiar funcționează la dumneavoastră. Eu vă spun o chestie. Gol de Minian, cum este el? Bun, rău, l-am înjurat, ne-am pupat, așa. Dacă s-a întâmplat o problemă, o avarie la o pompă, în maxim o oră, băieți au venit și s-a terminat. Domnule Chelaru, nu că... să spun așa, că nici noi nu avem probleme deosebit în acest sens cu domnul Bun. Sunt de acord cu domnul Talar că trebuia să fim reprezentat al creabului aici, Gol de Emilian. Gol de Emilian nu mai știu, dar nu știu. Doamne, vă rog frumos. În primul rând, în momentul în care, da. Vă rog eu. Gol să nu mai știu, dar să scrisau cuvântul după terminat, da. Nu, că m-am întrebat pe mine. Tot ca să răspund. Domnul Goldân nu mai are știu, dar s-a retras serviciul de apă, nu mai are ce să discute. Doar dacă vrea să-mi pun din vedere privind situația personal al terenului de acolo, dacă o să-l vândă sau nu. Asta mă interesează, că până la urmă... Acum ce să-l pune noi să juri că o să-l vândă? Domnul Gata, eu vă spun altceva. Păi puteți să-l juri, ce să-l juri? Dacă nu știu că ăsta e cea mai mare minciună. Păi stați o secundă, că ăla nu a cumpărat de la Fial ca să-și planteze roșii acolo. Păi, o cumpăra ca să desegrească... Păi, dar nu e adevărat. De ce spuneți așa? Ați citit contractul? Eu cred că vom găsi o soluție și cu dumneavoastră. N-are voie să schimbe destinația. De-aia vă spun, da, terea, n-are voie Gol de Emilian. Nu-i problema noastră. Noi trebuie să avem un punct de vedere când o bate farma pentru proiectul respectiv. Sunt 160 de apartamente, nu ni neglijați. Suntem de acord cu proiectul. Dacă nu putem recupera, trebuie reconstruit. Păi, dar trebuie să știți de la început, ați votat proiectul. Băi, am o situație cu 160 de apartamente. Ce fac aia? Domnul Golder, știți pe ce vorba? Și dacă domnul Golder vrea să-l vândă sau nu să-l vândă, ce să-i punem? Cuțitul la vreo sau ce să-i? Păi, dar dumneavoastră de la el preluat, nu de la mine. Atenție, doamna dumneavoastră, acolo. Deci aia, dacă Lilian vine mâine și oprește, aia gata, s-a terminat, nu? Asta înțeleg. Dacă mâine vine Lilian și oprește, noi ne obligăm să vă facem. Nu este proprietatea noastră. Domnul primar, haideți să avem mai mult. L-ați cumpărat apartamentul, domnul Chelaru, l-ați cumpărat inclusiv cu utilități. Așa. Cu o părticică din stația de pompare, cu o părticică din spațiu verde. Păi cum, dacă avem contractul, să nu sunteți pregătiți pentru chestia asta? Deci ei vândut 45 de pătrat. Dar aveți contractul operatorul, da? Operatorul. Domnul primar, Fialdul i-a vândut lui Gol de Emilian 45 de metri pătrați acolo, da? Păi și cum cunoașteți dacă spuneți că e a meu? Nu e a meu! Dumneavoastră, eu vă spun ce ați cumpărat dumneavoastră. Cine aveți contract astăzi la apă, cu Gol de Emilian. Nu mai aveți cu Gol, că trebuie de ziua jumătate. Astăzi. Deocamdată, din mâine, sau de când o să preia așa.
Da. Sau poate să fie o pauză între cele două. Ok. Da? Serviciul de apă este la primărie. Bun. Și evident o să aveți contract cu primăria sau cu treaba. Foarte frumos, domnul Gata. Cel cu care o să aveți contract, o să ocupi de problema dumneavoastră. Ok. Dacă nu respectă contractul, da. O să vă, o să deveseze apa în altă parte, treaba lor. Păi eu vă întreb pe dumneavoastră, ăla este pământul lui Emilian. Dă-mi, 40 de metri unde se vrea să o vândă, așa. Nu putem să-l omorâm ca să de bun, deci noi... Dragul, sau cine este proprietarul sistemului, sau delegatul sistemului, să vă ocupa să reconstruiască alt sistem de delegare. Păi și până vine capul ăla, două... Întreabă, vin cu vitanjă de două vorbire. Cine, domnul? Ăsta, delegatul. Păi vine Emilian și stă în cap. Nu le-a fost delegatul. Până cu 30 zile, el s-o... Ăla-i proprietatea omului. Domnule, nu de acolo. Pune-i cu acolo, pune-o cub în alături și dă-o vitanjă. Și vă deversați cu amitajul. Da, deci noi asta ați votat un proiect fără să știți o problemă care mi-a zis problemă de 10% din ceea ce ați spus. Problema este că dacă sunteți proprietar, în mod legal, dumneavoastră ați cumpărat inclusiv cu utilități, ceea ce presupune stații de pompare până la colectorul din strada Întrevii. Acolo vom vedea, din punct de vedere juridic, cum o scoatem la capăt. Pentru că n-am făcut valoare. Din punctul meu de vedere, dacă vreți, acolo e ilegalitate. Deci nu avea dreptul domnul Ficău sau cine era acolo să vândă așa ceva. Nu avea dreptul. Legal? Nu. Nu avea dreptul să vândă terenul de acolo. Păi vândut-o eu... Păi vândut-o eu lucrul ăsta. Pentru că pe terenul respectiv e aplasat stația asta. Vom vedea cum o scoatem la capăt. Eu nu cred că trebuie să spuneți dumneavoastră fără utilitate. Dar eu asta vă zic, Golden Emilian deservește un serviciu public. Sau da. Are... Păi el a cumpărat un... Pentru așa ceva, încă o dată, vă repet, n-a cumpărat să pună cortul, să doarmă la noaptea cu. Nu știu care a fost lui intenția. În ce este că este proprietar pe suprafața de teren? Păi și asta nu înțelege, domnul Gătus. Păi nu înțelege. Ce trebuie să facem noi? Păi asta este explicația dumneavoastră ce faci. Îți spun clar că nu putem să-l forțăm să nimic. E clar că nu știu dacă deci, se poate așa. Deci, Emilian, dacă vrea mâine să vină să pună cepul acolo, fără probleme îl pune. Nu, de ce nu? Până nouă edifinii de la expirarea contractului. După ce expiră contractul? După ce expiră contractul, dar până atunci ce vor de domnul? Există nouă operator. De ce faci? Dacă le rea încolo, pune topul acolo, operatorul, poate să-l pună alături o altă scoță, sau unde vrea dânsul, sau unde vrea dânsul, sau unde vrea dânsul. Pune-o deviază, că dacă era să o deviază, o devia până acum, 7 ani, pune o autogară. Nu o deviat-o nimeni, nu sunt mari. Pune-o vitanză. Domnul Ungar, înainte de a ajunge apa în rezervor, să se duce apa în vitanză. După 90 zile. Eu nu vorbea din 2018, vreau să spuneți dumneavoastră. Un sistem funcțional acolo care nu va fi distrus pentru că va dori domnul. Vreau să se țineți acum ca primăria să cheltuie oricât și oricum. Pentru acea fosă? Da. De ce? Păi și domnulea, domn primar. Dar să-l avea cei 8 miliarde, că te-au vrut. Așa și? Și să-i dăm? Păi și dați-i la treabă. De ce să-i dăm? Ca să vrea chelarul sau... Dar nu vrea chelarul, vrea să v-am cerut o soluție, puteți să-i dați... Păi ăla ar vrea 8 miliarde, știți cât vrea? Păi nu știu cât, că nu-i problema noastră. 8 miliarde, atâta vrea, s-a exprimat, l-a chemat la concert. Haideți să discutăm de aici. Pentru problema noastră vreau. Domnul chelar. Ai putut să vorbim clar, domnul are dreptate, că trebuia domnul Marius să vă mulțumim. În primul rând, o găsi soluții. Vreau să vă pus o întrebare și pentru mine. Deci, în clauzele contractuale, pe care le au cu cel care a dat locuințele pe altul, cred că au stipulat, inclusiv canalizarea și tot ceea ce normal este utilitate pentru blocurile respective. La eliberarea autorizației, pentru că a fost o întrebare, să dăm un certificat de urbanism care operatorul s-a adresat către serviciul de urbanism primarului și eu am dat către persoanele abilitate, iar la certificatul de urbanism se cere să dă avizile care sunt necesare pentru construirea unei proprietăți sau unei, nu contează orice alt lucru care e pentru o construcție. De acolo pleacă până la începerea autorizației, până la eliberarea autorizației, certificatul de urbanism trebuie să vină cu toate avizile. Dacă nu vin avizele, înseamnă că nici autorizații. Ei, dacă au venit cu toate avizele care au fost cerute de cel de la urbanism, înseamnă că, din punct de vedere juridic, au îndeplinit condițiile. Iar, fie altul când
Ei n-ar fi făcut contracte cu Fialdu dacă nu ar fi spus că are apă, canalizare, nu, toate utilitățile. Da. Și atunci cred că în contractul lor sunt stipulate și aceste lucruri pe care normal, din punct de vedere juridic, ori, prin, deci orice contract încheiat se, va despa, el se poate, să spun, atata sau să ajungă printr-o înțelegere, că spune, contractul spune că se poate încheia pe calea amiabilă sau pe calea sau pe calea juridică, prin instanțe, nu spune nimeni că poate ceva. Am spus pe calea juridică sau pe calea amiabilă, nu spune contract. Ea au legat de calea obligatorie. Ea au legat de calea obligatorie. Ea au legat de calea obligatorie. Și oamenii trebuie ca să găsim soluții. Haideți, domnul Burzini. Stimați colegi, e o situație deja creată. Noi suntem în pasul ăsta pe care l-am făcut. Noi trebuie să ne asumăm, noi consiliul local, primarul, viceprimarul care suntem aici, ca oameni să nu suportă niciun fel de consecințe negative. Vom găsi o situație de compromis cu fostul operator, cu Fial, cu celălalt organ și vom rezolva problema. Cu nou operator, ce să stăm noi acum 3-4 ore să ne punem unii contra altor. Somnilor, noi suntem obligați cu ceea ce suntem aici ca să vă asigurăm condiții. Fiți siguri că nu se va întâmpla nimic. Nimeni nu va avea curajul să blocheze acest sistem. Orice ar fi. După 90 de zile, mai mult, mai mult de acesta. Nu vă putem da niște soluții clare acum, pentru că poate chiar nu sunt cele corecte. Să trebuie împreună cu nou operator și fost operator. Te rog, frumos. Și nu mai înțelegem din loc. Vom studia exact situația, speța dumneavoastră și cu juriști. Avem și un avocat angajat, vedem ce va spune și dumnealui. Deci nu o studiem numai noi din sine, așa, Consiliul Local. Chiar sunt lucruri care depășesc din punct de vedere juridic. Lucruri grele. Eu în sistem de apă și canal nu e nimic atât. Și vom găsi cu siguranță, vom găsi soluții. Exact cum spunea domnul Vici. Nu cred că trebuie să vă faceți de probleme, că veți rămâne fără utilități acum. Nu, cred că și fostul operator începând de asta, trebuie să conștient de lucrul ăsta. De 90 de zile mai trebuie să asigur în continuare furnizarea neîntrebuta serviciilor către dumneavoastră. Și operatorul care va prelua sistemul să asigure condițiile necesare pentru a deci, trebuie să fie în situația în care chiar să o faci. Când expiră la 90 zile? Cum? Când expiră? De început cu 19 martie. La comunicare din 10 aprilie, cred, nu? După legalitate. Nu mi-aduc aminte. Oricum. Aproximație, da. Martie, aprilie. Până în iunie. 23, să zicem, Dar 90 de zile se iau de când... 90 de zile, de când s-a renunțat la contract, nu iar. Comunicarea de la suspendarea serviciului, la comunicarea... Da, de când am luat puterea, de atunci începe să-i vorbește. Da. Nu, comunicarea nu că trebuie, nu s-o dată în aceeași. Mai sunteți de la Îți bucuros pentru că s-a votat proiectul, mulțumesc la toți care au ridicat mâna, la ceilalți, să le fie rușini, pentru că două sate care apă cu Condilița, care apă cu Cărigiorul, este băbuța, nu știu, cu Cărigiorul din butelie, cu bidon de 3 kg și cu bidon 5 kg, duce la apă la Triaș și vine cu o deșa vine la deal. Oan, alu Popa, alu tante Maria, alu Popa, vine la Sodol, nu este apă, la tatea Glearul Reamțului mai se duce la Crial. Ia tot Crianul cu Cărigiorul, cu bidoare și vine acasă cu apă. Și sunt oameni aici care nu sunt de acord. De acord, cum zice domnul Talar, nu merită să zic domnul Talar, dar să zic domnul Talar, că e în ședință. Să scoată la licitație. De acord, scoate la licitație. Dar licitația asta poate să ducă 2-3 ani. Vine unul, vine altul, nu-i convine. Altul, vine altul. Și ar vine mandatul alălalt și ar veniți cu propuneri că o să facem
Mă întreabă toată lumea, Sorin, unde-i talarul ăla tău? Că ți-am dat semnături pentru talarul. Hai, unde? Vreau o informație, am multe telefoane de la băieți, am de la Săucești, am de la Bijghira, se organizează cu Pamăgurea noastră. Da. Deci, ce, bă, astea tot mă sun. Deci eu să le spun că da. Cine va organiza totul ăla? Ca fiecare oară să spui ce ai fost implicit. Deci, ce arbitrii sau... Poftiu? Vrei să-i scrii pe lista de arbitrii? Dar nu se iese altul, mă vreau mai șmeche, ca mi-a scris eu altul. Domnul Radu, dacă am intrat la detalii cu fotbal, vreau să vă spun ceva. Când a fost domnul Paradi, cumnatul noastră primar, era cel mai șmeche cu Cuba Măgurii. V-am deranjat eu vreodată? Și ce ți-a zis, băi? Mi-a zis că s-a curit un primarul. Dar la mi-a zis că primarul mi-a dat bani, că mi-a dat casă, că mi-a dat pământ. Nu vrei să spune. Bun, nu e încheiere. V-am salutat, v-am pupat la portofel. Apar! Ceilalți invitați, vă spune, dacă vă spune. La revedere! Mulțumim! O zi bună, la revedere! La revedere! Domnilor consilieri, domnule primar, domnule viceprimar al Comunii Măgura. Sunt unul din cei 7 colocatari care locuim pe strada cimitirului în Comuna Măgura. Eu personal am realizat în zona respectivă o casă cu un regim de construcție de P+1 în baza avizului de urbanism primit din partea primăriei municipiului, primăriei Comunii Măgura, în speță acum primar care la vremea respectivă era domnul Tristar Vaiz de față și era ulterior dar nu are importanță. Deci la emiterea certificatului de urbanism pentru construcția acestei locuințe s-a specificat că pentru construcția acestei locuințe sunt create condiții de acces la drumul public. Prin existența unui drum public deja existent. Conform hotărârii de Guvern 525 din 1996, care face obiectul organizării teritoriilor, se specifică că la străzile de acces cu cel puțin 30 de metri, lățimea drumului de acces trebuie să fie de cel puțin 3 metri jumătate, 5 metri. Strada pe care locuim, lucrez eu și ceilalți colocatari, are o lungime de aproximativ 100 de metri și o lățime pe care, cu toată sinceritatea vă zic că acum nu se mai pot asigura, nu se mai poate asigura accesul. A cărui acces? Accesul mașinilor de pompieri, accesul mașinii care se ia gunoi, accesul unei mașini de vidanjare a unei fosii septice pe care, conform planului de urbanism, mi s-a indicat să o realizez că nu sunt condiții de descărcare la rețeaua orășenească a apelor care vor provin din locuința, din zona respectivă. Rugămintea noastră a celor 7 colocatari, în care, în numele la care vorbesc, este să vă străduiți și vă rugăm cu toată condescendența de care putem da dovadă să se amenajeze acest drum și ca toată lumea care locuiește într-un un sat de, zicem că de Uniunea Europeană să avem și noi create condițiile respective. Nu mai zic de celelalte utilități de care se vorbește tot satul din Comuna Măgura. Utilitățile respective se cunoaște pe o distanță de 110 metri, le-am realizat personal. Alimentare cu apă, 110 metri. Alimentare cu energie electrică, gaz și inclusiv amenajarea drumului pe care m-am mutat acum aproape 20 de ani. Prin balastare, prin băgarea unor pavele pe o distanță de aproape 40 de metri. Dacă să faci o deplasare în teren, se poate vedea că pavelele care le-am pus eu pe această stradă nu mai sunt pe mijlocul străzii.
au acum o altă denaturare dată din configurația amplasamentelor realizate în zona respectivă. Nu știu, dacă cu avizul primăriei sau fără avizul primăriei, sunt create niște lucrări și de construcții care împietează buna de servire și trăirea noastră a celor care locuim în acea zonă. Domnul Bușniță, avem la macro, avem solicitarea dumneavoastră. Din păcate, nu am aprofundat, mi-a comunicat domnul Vici, am studiat lucrurile împreună. O să încercăm să găsim soluția acolo. Vedeți și dumneavoastră cu cine ne-am confruntat în perioada asta, sperăm că în perioada imediat, dar imediat următoare, mâine, cel de ziul după 1 mai, să venim acolo și să vedem ce soluții găsim pentru a rezolva spații de acolo. Nu e spații bune, adevărat, am fost de-am uitat, nici măcar cu bodul escavatorul, că am dus o mașină de acolo, n-am putut nici măcar cu bodul intrat la dumneavoastră, deci, ca să putem pietrui drumul. Pentru că și dumneavoastră sunteți contribuat și așa e drumul, drum public acolo. Folosesc casa respectivă de aproape 18-20 de ani. Am o fosă septică imensă, de peste 40 de metri cu. Da. Nu am vidanjat-o niciodată. Am venit cu vidanjă personal, am plătit vidanja din oraș, am venit într-un anumit punct, n-am mai putut să intru, păi vidanjele s-au întors înapoi. Este un focar de infecție, nu numai pentru mine personal, și pentru ceilalți. Zona este frecventată, știți că este cimitirul, este capela, unde se adună oameni, nu mai zic de ceilalți oameni care trec prin zonă. Dacă vă duceți acum în zona respectivă, efectiv nu se poate, până și câinii care au văzut domnul Vici, că este în fug din zona unde este fosa septică realizată de mine și pe care nu vă pot vidanja. Deci nu fac reclamații la nimeni, nu arăt cu degetul la nimeni. Am făcut cunoștință cu comuna Mâlgura de peste acum 30 de ani. Eu am lucrat la Crabu, adică ați făcut discuția asta cu Crabu. Am înțeles unele aspecte pe care l-ați ridicat. La unele am zâmbit privind punctul de vedere pe care l-au ridicat unii din oameni. Și, cum să zic, am avut contact cu comuna Mâlgura, fapt pentru care am și, nu sunt din zona asta, fapt pentru care am și, și mi-am luat o bucată de pământ aici și zic, mai vin și eu în comuna Mâlgura să iau aer cu, așa, cu copiii și nepoții mei, să aibă unii să relaxeze în zilele de, eu știu, de când vine la bunicul lor în zonă. Cu rugăminte la dumneavoastră, să ne mai dați gaz câteva zile, mâine... Domnule primar, vă dați seama că stăm de atâta timp, nu este nicio... Dar cum să zic, sunt atât de... Suntem impacientați și atât de revoltați din situație că, efectiv, va trebui probabil... Nu se poate... Cu domnul, să vedem cu domnul care a construit acolo, cum a construit, vedem ce soluții găsim, dar vom găsi soluții. Trebuie să găsim. Deci, vă rog să și domnul Trestarul de față, că nu lumea luați în ta reclamație. Efectiv, n-am amintit de nicio persoană. Da. Efectiv, nu se poate intra acolo. Dacă o să vă uitați undeva, v-am pus și niște poze, dacă vreți să ne dar cel mai bine e să veniți la fața locului. Am o întrebare la dumneavoastră. Să vină, mai un pic, să vină în zonă consilierul care l-am ales pentru zona noastră și să nu poate invita de multe mai departe față dumneavoastră. Când ați adus în atenția poziției locale de această problemă? Acum o rândă de zi. Da, ne-am adresat în scris. Pe data de 29 martie, pe uliță, în campanie electorală, ați văzut pe cineva din sala asta? Nu aparține, nu aparține. Da. Pe toți. Pe cine ați văzut? Pe domnul primar. Deci dumneavoastră știa problema de acolo. Nu s-a ridicat problema... Eu vă întreb lucrul ăsta. S-au făcut discuții. Care e legal, ați făcut acolo. Noi ne-am generat. Domnul Miluț. Generat, nu am venit. Acum să vedeți. Am
pus o mașină de pe acolo. A fost domnul primar și au domnul primar să ne înțelegem. Domnul primar. A dus o mașină de pe acasă, așa cum am spus. Și domnul vici, care nu mai este vici acum și nu ne-au eu fost. Nu am reușit să încerc cum să crește mult loc. Vom vedea acolo să găsim soluții, să lărgim strada, să vedem cum vom face lucrul ăsta, dar vom face. Vă dați seama că fiind o stradă de 100 de metri, este efectiv, va trebui și eu, nu cumva, și oamenii care sunt acolo și să trebuie din doarcele unui mașini. Nu astfel l-ați amenajat, așa este l-ați amenajat, așa contribuie foarte mult. Dacă intră o mașină acolo, trebuie să aibă unde să întoarce. Intră o salvare, pompierii nu mai știu, ferească Dumnezeu. Domnul primar, trebuie să vă vorbesc. Mă rog, doamnă. Acest drum a fost dorat cu părinții preotului Comănescu și eu cunosc. Acum am ieșit un drum, datorită dumneavoastră, Trăiscaru, l-au acceptat să facă baie de ceu fost în drum. În drum. N-avea pe la talpa casei, cum se spune, o jumătate de metru până în drum. Acum au deși-o făcut baia și veceu. Se poate lucrul ăsta? Până aș face baia și veceu, o secundă, vă rog să mă lăsați, că sunt plină de nervi. Așa, până nu face baia și veceu, toate zoile și toată urina o trângea pe drum. Verișoara dumneavoastră, eu acceptat. O să vin la mine la bătaie, o da și ea și el în mine. I-am spus dumneavoastră, nu e adevărat. Adică eu mint femeie la 83 de ani să mint? Nu. Vă spun adevărul. Dom'le, o ieșit în drum să-și facă. O luat și de la sora mea de unde o câștigat, de unde o cumpărat domnul Bușniță. O tras doi copaci la el, puși din tatăl meu. Așa. Pe urmă, pe drum, la fel, nu poți să treci să zici ceva, lasă mizerii acolo. Dacă dau cu piciorul, zice, aha, te pregătești pentru bătaie? Deci nu ai voie să faci nimic. Eu m-am femeie la 83 de ani, cu sapa, cu grebla, cu roaba, m-am dus pe drum și am făcut drumul curat astă primăvară și astă toamnă. Am făcut drumul curat. În urmă, car pune lucernă acolo, pune tot, las acolo. Eu nu pot să mai ies să fac curățenie. Vă rog din suflet. Pământul ăla a fost donat de preotul, de părinții preotului Comănescu, nu de Trăistaru. Și la al doilea rând, să vă spun ceva, acolo au fost 100 de 1000 de metri al lui Ion Trăistaru, al bunicul dumnealui. Dar acolo a fost o casă de-a lui Culaia lui German, care cred că știe din dealul mare, el a murit, nu mai este. Și a fost confiscată de primărie. Au avut niște probleme la servici, băiatul a făcut, nu mai trăiește acum, Dumnezeu să ierte. Așa, și casa a fost acolo. Iar verișoara dumnealui și cu soțul ei, noaptea dărâmau casa și luau chirpice și puneau la ei. Casa lor a fost făcută odată cu a mea în 95. Atunci, deci au făcut ce-o putei, nu poți să faci nimic, nu poți să treci pe drum ca să vorbești sau ceva. Domnul primar, vă rog din suflet. Și pe dumneavoastră. Ceea ce este, este pe sufletul nostru. Pentru că își bate joc. Pentru ce a ieșit în drum să-și facă, că avea teren. El nu are decât 750 de metri, vă rog să fie măsurat pământul. 750 de metri, de ce? Pentru că a ieșit în drum. 250 de metri sunt la primării. Să știți și dumneavoastră, sunt la primărie 250 de metri care au avut German Nicolae, au avut casa acolo. Vă rog din suflet să pare cum și situația. Nu trebuie să ne furăm unul pe altul. Ei au furat pământul de drum datorită dumnealui. Da, dumneavoastră, vă uitați, că vorbesc, că uitați. N-ai de știu să vorbești, rușine, n-ai de știu să vorbești, 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 Deci eu vă dau un jubilat, dar nu se poate așa ceva. Deci nu se poate, și a izrat pe revin.
Prea multă gălătrie, vă rog eu frumos. Păi dar ce dacă mă pierd la piesa mea? Ieșiți afară! Afară! Ieșiți afară, domnule! Vă trebuie să aici afară! Dar nu-i așa, nu trebuie să aici afară, să o suspeșe din urmă. Dar ce adică dacă mă jignești din urmă? Pe ce am mai face și eu ne-am spus din cauza dumneavoastră. Păi, dar nu-i din cauza mea, nu trebuie să vii! Ne-am rugat să vă trebuie 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 să v